În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe lechii Alfeu șezând la vamă și i-a zis, vino după mine. Iar el, sculându-se, a mers după dânsul și când a prânzit în casa lui David, au fost la masă mulți vame și păcătoși care ședeau împreună cu Iisus și cu ucenicii săi, căci erau mulți și mergeau după dânsul. Iar cărturarii și farisei, văzându-l că mănâncă cu vame și cu păcătoși, i-au zis ucenicilor săi, de ce mănâncă și bea cu vame și cu păcătoși? Și auzind, Iisus le-a zis, nu cei sănătoși și cei bolnavi au trebuință de doctor, căci n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat vă spun vouă, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis pe mine are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun vouă, că vine ceasul și acum este când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine însuși și i-a dat lui putere să facă judecată pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei. Nu pot eu să fac de la mine nimic precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După marea sărbătoare a Bunei Vestiri, astăzi biserica noastră de Mărioare a așezat spre cinstire pe Sfântul Arhanghel Gavril cu tot soborul său, Arhanghelul și conducătorul de oști, care a fost trimis atât în Vechiul Testament, cât și la cumpăna Noul Testament, să-și împlinească misiune duhovnicească pe care a primit-o direct de la Bunul Dumnezeu pentru mântuirea neamului omenesc. Îngerii, iubiți credincioși, au primit misiune și lucrare atât la zidirea lumii cât și la rezidirea lumii. Când Dumnezeu, Tatăl prin Fiul în Duhul, a creat cerul și pământul, se vorbește despre faptul că L-au lăudat pe Dumnezeu cu glas mare toți îngerii Lui. Adică făcând întâi lumea spirituală, iubiți credincioși, Domnul Dumnezeu i-a făcut pe îngeri împreună lucrători atunci când a făcut lumea materială, cerul fizic și pământul acesta material. I-a făcut împreună lucrători pentru că Domnul Dumnezeu se bucură de participarea creaturilor sale la toate pe care le lucrează și croniază El. Dar omul căzând în păcat, iată că tot îngerii au venit și au lucrat, iubiți credincioși, ca nu cumva păcatul să se înmulțească, să se înveșnicească și la marginea raiului s-a pus Hervim cu sabie de foc ca să nu se poată întoarce Adam să mănânce din pomul vieții, ca păcatul să rămână pentru veșnicie păcat. De aceea, îngerii au fost cei care, pe lângă misiunea lor de a sluji lui Dumnezeu, și-au asumat-o și și-au luat-o și pe aceea, din ascultare, bineînțeles, față de Dumnezeu, de a-i ajuta și de a-i proteja pe oameni. În căderea lor, îngerii au venit în toate neamurile și i-au susținut, i-au protejat, chiar dacă aceștia au căzut în păgânism prin alte rătăciri, câte un înger pentru fiecare ținut și pentru fiecare neam a găduit Dumnezeu și a rânduit ca omul să fie protejat de duhurile necurate. În poporul ales, iubiți credincioși, au lucrat acești doi arhanghel, să zic așa,
într-o lucrare de pregătire pentru momentul zămislirii, pentru momentul înomenirii Fiului și Cuvântului Dumnezeu. De aceea spunem, bucură-te, Mihaile, slujitorule al legii, bucură-te, Gavriile, îngere al darului. Mihail, cel care a fost cu Avraam, Mihail care l-a însoțit când a plecat din ținutul său, din pământul său, pe Avraam, Mihail care l-a atenționat pe Avraam să se oprească și să nu își junghe pe pruncul său Isaac, Mihail, iubiți credincioși, care a crotit pe Ismail, Mihail, cel care a trecut cu poporul din țara Egiptului, prin Marea Roșie, în pustiul Sinai, către muntele unde s-a primit legea și așa mai departe, pe Mihail îl vedem. În lucrarea aceasta de pregătire a poporului Israel pentru venirea lui Mesia. Dar aceasta era o lucrare, iubiți credincioși, prin care se îndepărtau cele grosiere din mintea poporului Israel ca să primească pe cele subtile, pentru că era unită forța lui Mihail cu supleția lui Gavril. Gavril care, din timp s-a dus la cei trei magi și în chip de stea i-a chemat către momentul în care trebuia să se nască Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu. Gavril, cel care s-a arătat și prorocului Zaharia în templu tatălui lui Ioan Botezătorul și a avut vedenie, angelofanie a avut Zaharia. Gavril este cel care a venit și la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și a spus cuvântul, bucură-te, a transmis bucurie, exact ce nu era în Vechiul Testament. Bucură-te pentru că ai har. Harul este cel care aduce bucuria în suflet. Nimic, iubiți credincioși, nu poate să aducă această bucurie sfântă în inima omului. Bucură-te ceea ce ești plină de har. Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Deci vedeți cuvânt și binecuvântare și ascultare, iubiți credincioși. Și atunci, la buna vestire, se întâlnește cerul cu pământul, se întâlnește Dumnezeu cu această ființă curată, neprihănită, Maica Domnului, iar Îngerul este intermediar între Dumnezeu și om. Îngerul este un sol, este un trimis care vine și spune cuvântul tocmai pentru ca omul să răspundă prin cuvânt, ca ființă cuvântătoare și să întrebe de unde este aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat. Și la buna vestire, iubiți credincioși, s-au întâmplat lucruri care trebuie să ne trezească pe noi la o anumită înțelegere a lucrurilor în ansamblul lor. Pentru că 25 martie, buna vestire, are loc exact primăvara când începe să crească ziua, începe să se mărească lumina, începe să apară verdeața și bucuria. Tocmai pentru faptul că Vechiul Testament, cel întunecat, scade și apare lumina Noului Testament. Sfânta Elisabeta, iubiți credincioși, care era steacă, era seacă, era bătrână, era lipsită de viața firească și naturală, era un simbol al lumii de la căderea omului și până la venirea Mântuitorului. Era un simbol al Vechiului Testament, care nu a putut să aducă bucurie în suflete. Era un simbol al legii, al templului, al sinagogii, în care nimeni nu se mântuia. Dar iată că din ea, la porunca lui Dumnezeu, că așa a binevoit Dumnezeu, nu pentru puterea firească, a zămislit pe pruncul Ioan înainte mergătorul Luceafărul, dinaintea soarelui și sfeșnicul, dinaintea Sfintei Evangheliei pe care noi îl purtăm în fiecare liturghie. Această stearpă și bătrână și uscată, Elisabeta avea, iubiți credincioși, totuși speranța că se va împlini, se va desăvârși în misiunea pe care i-a dat-o ei Dumnezeu prin Fiul Său. Și atunci, iubiți credincioși, iată că proiecția Bunei Vestiri se duce până la luna decembrie, când noaptea începe să fie cea mai mare. Acolo noaptea este mare, tocmai pentru, vedeți, între echinocțiu și solstițiu,
Tocmai pentru că noaptea este simbolul primirii vremii. În această noapte mare, adâncă, întunecoasă, a venit Fiul și Cuvântul Dumnezeu, raza Tatălui, raza de lumină, și ne-a adus nouă căldura și lumina ca noi să începem să prindem viață. Toată lucrarea Bunului Dumnezeu a depins de voința omului. Darul cel mare pe care l-a avut omul dintotdeauna și l-a gestionat greșit într-un început Eva și l-a gestionat desăvârșit la momentul potrivit noua Eva, prea sfânta născătoare de Dumnezeu. Și Maica Domnului, primind cuvântul de la Arhanghel, iubiți credincioși, a spus așa: fie mie după cuvântul tău, dar a spus: iată roaba Domnului. Ce trebuie să înțelegem noi, iubiți credincioși? Că aici a fost vorba despre ascultarea desăvârșită, conștientă, liberă, din iubire, din stare de frică față de Dumnezeu, a celei mai curate și mai pregătite ființe spirituale la momentul acela și în toate timpurile, a patra dimensiune a Sfintei Treimi. A acționat lucid, nu ca Zaharia. Era deasupra stării duhovnicești a lui Iosif, pentru că îngerul s-a arătat lui Iosif, dar în vis. Îngerul i-a provățuit și pe proroci, dar de multe ori în vis. Îngerul se arăta pe măsura lor pentru că erau la iluminare, dar Maica Domnului era la desăvârșire și avea experiența teofaniei, avea experiența vedenii, avea experiența vederii duhovnicești și a acționat lucid și totuși sensibil ca o femeie, ca o fecioară. Pentru că s-a supus, a spus: iată roaba Domnului, n-a îndrăsnit, nu a comentat, nu a ridicat tonul, nu a început să reacționeze cum a făcut Zaharia prorocul și dacă n-a făcut ascultare. Același cuvânt, același înger i s-a spus, iubiți credincioși, și lui Zaharia, el n-a avut atitudinea inimii. Și neavând atitudinea inimii, a primit pedeapsă și a muțit. Maica Domnului a avut atitudinea interioară pentru că avea experiența și măsura și menirea să aibă această lucrare duhovnicească. Acolo, în casa din Nazaret, numită Sfințenie, iubiți credincioși, de unde pleacă Sfințenia în tot universul, acolo a depins totul de smerenia Maicii Domnului. Dar mulți confundă lucrurile. Smerenia o confundă cu îndobitocirea și ascultarea cu obediența. Și trebuie să spunem foarte clar că acolo, la Buna Vestire, Maica Domnului și-a pus toate darurile ei firești în slujba lui Dumnezeu, într-o lucrare suprafirească. Și trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi avem pe cineva mai mare decât noi, de care facem ascultare, și în viața de zi cu zi, de multe ori, tocmai cei care dau ascultările trebuie să facă ascultare de toți deodată într-o clipă, să sesizeze starea lor ca să poată să dea o ascultare duhovnicească în planul vertical și atât material orizontal pentru fiecare în parte, ca să sporească fiecare în felul lui în lucrare interioară. Pentru că oricât de grozav ar fi superiorul, atât în plan lumesc, cât și în plan duhovnicesc, nu poate să fie nimeni mai grozav decât Arhanghelul Gavril sau decât oricare înger. Dar oricât de grozav a fost Arhanghelul Gavril, Maica Domnului spune așa: fie mie după cuvântul tău, pe orizontală fac ascultare, dar iată roaba Domnului. Deci și în taina căsătoriei, și în taina cununiei, și în taina călugăriei, iubiți credincioși, armonia care duce la iubire și la desăvârșire se naște din ascultare. Dar ascultarea înseamnă: îmi plec și îmi tai voia față de cuvântul tău, dar atitudinea mea interioară este iubire, ascultare, desăvârșire și robie față de Dumnezeu. Se cună robul Dumnezeu cu roaba Dumnezeu și se călăgorește în fața staretului și a duhovnicului robul lui Dumnezeu. Deci fiecare dintre noi rămânem în relația directă față de Dumnezeu, făcând ascultare de aproapele nostru, dar prin aproapele nostru, potrivit cu atitudinea noastră, ne păstrăm libertatea, demnitatea și toată voința noastră curată față de Dumnezeu. Pentru că Domnul ne-a făcut pe noi toți liberi, chiar dacă ne-a încadrat pentru neputințe noastre în anumite forme lumești de existență.
Și ca să înțelegem noi, iubiți credincioși, care este mecanismul teofaniei, o să trecem la praznicul Bunei Vestiri. Am amintit de Sfântul Arhanghel Gabriel, Arhanghelul Gabriel care a venit la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și acolo a avut loc teofania, angelofania și într-un final deșertarea cerurilor și înomenirea Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu. Ca să înțelegem acest mecanism, o să vă amintim câteva rânduri din cartea numită Teofania, a Sfântului Ierarh Mindorobanțu, pe care noi, cu toată credința, cu toată dragostea, cu toată responsabilitatea, îl cinstim mâine ca pe unul din cei mai mari sfinți ai Bisericii. Cine vrea să înțeleagă, să caute, să se zbată, să se sfătuiască, nu îl impunem nimănui. Avem curajul și îndrăznirea să spunem că ne asumăm această cinstire pentru că am citit, am trăit și am simțit relația noastră personală cu Sfântul Ierarh Nil Dorobanțu și totodată, iubiți credincioși, credem că sistemul se cramponează și nu are încă puterea să înțeleagă că Bunul Dumnezeu în neamul nostru ne-a dat asemenea sfinți de o asemenea valoare. Sistemul nu poate, pentru că sistemul este totuși obedient unei lucrări la nivel global. Trăim vremurile care le trăim, iubiți credincioși. Și ar trebui să recunoască că în biserica noastră a fost biserică de catacombă pe timpul comunismului, că în biserica noastră au fost sfinți, cum a fost la începuturile creștinismului, au fost oameni care au avut teofanie, vedere la fiecare sfântă liturghie, iar ceea ce s-a întâmplat la Buna Vestire nu a fost altceva decât un sol ceresc, Arhanghelul Gabriel, a adus Maicii Domnului un cuvânt ceresc. Bucură-te, ceea ce ești noi de har, este un cuvânt ceresc care a fost trimis de la Dumnezeu prin înger către inima Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Și ca să înțelegem foarte clar că Dumnezeu nu anulează libertatea omului în acest mecanism al teofaniei, spunem și citim din cartea Teofania Sfântului Ierarh Mindorobanțu. Vă recomandăm mistica, autobiografia și Teofania ca niște cărți prin care voi puteți să înțelegeți alte și alte cărți ale Bisericii noastre ortodoxe, pentru că sunt scrise pentru vremurile de acum. Mecanismul teofanic este astfel, spune clar cel care l-a trăit de atâtea ori, care a simțit, care a văzut și care a cunoscut duhovnicește lucrurile. Mecanismul teofanic este astfel. Hristos vorbește îngerilor. Pentru că Arhanghelul Gabriel a fost trimis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, chiar de Logosul care urma să se întrupeze din Maica Domnului. Îngerul vorbește către suflet, către sufletul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Îngerul este trimis de Dumnezeu și vorbește către sufletul omului, în timp ce trupul, deci vorbește către sufletul omului, în timp ce trupul este mort, în amorțirea levitației mistice, trăiri, iubiți credincioși, pe care noi nici măcar nu le putem închipui pentru că suntem slabi, neputincioși și nu avem măsura sfinților care s-au curățat de patimi, au ajuns la iluminare și la îndumnezeire, la vederea duhovnicească. Dar ascultăm, credem, nuhulim și cistim pe cei care au ajuns la măsura aceasta. Când l-am văzut pe Dumnezeu, am căzut la picioarele Lui ca un mort, spune Ioan Evanghelistul în Apocalipsă, pentru că acolo Apocalipsa a fost, de fapt, un cuvânt ceresc trimis de Dumnezeu, în trăime slăvit, prin înger, sufletului lui Ioan care a căzut cu trupul ca un mort. Astăzi, spune Sfântul Ierarh Mindorobanțu, omul Dumnezeu, văzătorul de Dumnezeu, experimentăm această stare de teofanie. Și exact precum ne-o descrie Sfântul Ioan Teologul, cel răpit în Duh, în Duhul Duminică, în ziua Domnului. El spune că noi experimentăm această stare de teofanie. Și spune clar care este mecanismul, așa cum s-a întâmplat la Buna Vestire. Vedenia te țintuiește nemișcat, cu ochii pironiți în fața vederii lui Hristos. Iar mintea, în legătură cu inima și cu respirația, sub via acțiune a Îngerului Păzitor și a zbaterii sufletului, mișcă buzele vorbind cu glas omenesc, cuvânt ceresc, prin puterea lui Dumnezeu. Cuvânt ceresc prin puterea lui Dumnezeu.
Există 5 cărți lui Credincioși, le vedeți și la Pangar. Le găsiți foarte clar la editura Floare de April. Acolo sunt 5 cărți care au fost scrise prin osteneala unor suflete curate și iubitoare de adevăr și cinstitoare de a Sfântului Nistor Obanțu, cărți cuvintele cerești în care se prezintă pentru 10 de mănăstiri cuvântul ceresc adresat de Bunul Dumnezeu pe o singură temă către mănăstirile din țara noastră, pe timpul comunismului. Singura temă fiind aceea, de ce m-ați întemnițat în chivot și în altar? De ce nu mă mai dați poporului la împărtășit? De ce Euharistia mea stă în Sfântul Potir și nu ajunge în inima omului? De ce și iarăși de ce Domnul Dumnezeu își aduce argumente patristice, teologice, dogmatice, de orice fel, ca poporul, mai ales în vremurile acestea din urmă, să înțeleagă că a primit cuvânt ceresc, așa cum a primit la vremea aceea prin Arhanghelul Gabriel, Maica Domnului, s-a primit la vremea aceasta ca o ultimă strigare cuvânt ceresc, către mănăstirile de atunci și de acum, către tot clerul și poporul să se înțeleagă că salvarea sufletelor se face prin deslegarea generală în bloc dată de Arhiereul Ceresc. Pe lângă aceasta, este lucrarea individuală a fiecărui duhovnic în parte să nu se înțeleagă greșit și de cei care sunt iscolitori și hulitori și viscredincioși, lucrarea este împărtășirea continuă cu Sfintele Taine ca fiecare dintre voi și noi să devenim biserici vii, temple ale Duhului Sfânt, inima noastră să devină altar al lui Hristos Euharistic. Cuvânt ceresc la buna vestire, cuvânt ceresc și acum, pe care poporul îl ignoră, iar clerul nu-l crede. Și atunci cum Zaharia a rămas mut pentru că n-a crezut, muți au rămas și ceilalți care, deși se numeau ave și povățuitori duhovnicești, au muțit. Mute să fie buzele lor, au muțit pentru că n-au crezut și au culit cuvântul cerești, l-au prigonit pe Sfântul Dumnezeu Nildor Obanțu, citiți în viața lui, până la mucenicie, iubiți credincioși. Și atunci spune mai departe că vreau să insist asupra acestui aspect al libertății umane, al libertății de a accepta voia lui Dumnezeu pe care a avut-o Maica Domnului și fiecare dintre noi, când primim cuvânt, poruncă, ascultare de la Dumnezeu prin Scripturi, prin conștiință de la Înger, de la mai marele nostru, indiferent dacă este un mai mare duhovnicesc sau lumesc, de la cel care este cap al familiei față de soție și față de copii, fiecare când se pune în stare de ascultare, spune clar, fie mie după cuvântul tău, dar fiecare individ în parte devine persoană, pentru că spune pe verticală, iată robul Domnului. Și atunci personalitatea nu se desființează, ci se amplifică. Și uitați cum spune clar, cuvântul ceresc prin puterea lui Dumnezeu. Personalitatea nu se desființează, nu se contopește, nu se elimină, ci se face mai nobilă, mai înaltă, mai sublimă. Deci omul devine persoană liberă, comune de iubire cu Dumnezeu și cu cel față de care face ascultare om sau înger. Rațiunea, sensibilitatea în simțirii și voința, simțurile trupești și cele sufletești, devin supra-raționale, infinit superioare, mai bine înflăcărate, precum fierul ruginit devine incandescent în foc. Deci, nu credincioși ce s-a întâmplat la schimbarea la față? A fost cuvânt ceresc. Acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta s-a ascultat, pe acesta să-l cinstiți, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit, la bobotează și la schimbarea la față. Rațiunea spune clar, sensibilitatea, voința, simțurile cele strupești și sufletești devin supra-raționale, infinit superioare. Aceasta este lucrarea bisericii. Nu este îndobitocire, nu este obediență, nu este desființarea personalității în biserică, ci este afirmarea libertății și a demnității umane la nivelul cel mai înalt, iubiți credincioși, spiritual. Și spune clar, este cea mai elocventă dovadă că se poate raționa, voi, simți, cugeta, fără trup, materie sau carne. Pentru că în clipa în care moare omul, trupul rămâne în pământ până la învierea de opte, iar sufletul pleacă dincolo la judecata particulară și stă în starea de rai și împărăție până la judecata finală, cel care a primit un verdict bun la judecata particulară. Ce înseamnă asta? Iubiți credincioși, că dacă s-a despărțit sufletul de trup, până când se va uni din nou la învierea de opte, acel suflet rămâne cu voință liberă,
cu rațiune, cu simțire, cu cugetare, chiar dacă nu este însoțit de materie, de creier, de trup. Deci trebuie să înțelegem lucrurile acestea, că vindecarea, adică sfințirea omului în ansamblul lui, în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, își are temelia în practicile noastre împărătești și în toată învățătura bisericii, și doar în biserică poate omul să vină, să devină sănătos, întreg la minte și așezat în toate ale lui. Poate fi suflet fără a avea nevoie de corp. Poate fi nemurire fără nevoia morții. Poate fi Dumnezeu fără a avea nevoie de om. Deci cât de clar spune acest om, Iisus Credincioș, care noi credem că este sfânt, și mai amintesc câteva cuvinte care arată și arată faptul că el trăia în continuu pe Hristos ca prezență din cartea lui Mistica. Eu cred, spune Sfântul Nidor Banțu, și mărturisesc, mulți se smintesc de pe felul lui direct de a vorbi. Spune că se laudă, spune că e nebun, spune că e înșelat, spune că își aduce argumente și argumente din toate cărțile biserici. Iubiți credincioși, doar dacă vei citi opera în ansamblu și vei descoperi că e vorba despre aceeași trăire, cum o găsim la Sfântul Simeon Nou Teolog sau la alți sfinți trăitori văzători de Dumnezeu, putem înțelege măsura sfințeniei Sfântului Ierarh din Dorobantul, din inima căruia, ca patru râuri, cum au ieșit din rai, au ieșit mii și zeci de mii și sute de mii de pagini de teologie și învățătură pentru vremurile noastre, mai ales cuvintele cerești, le recomandăm cu toată puterea. Spune clar, eu cred și mărturisesc că Hristos Logosul este pururea pretutindeni cu mine. Avea simțirea minții și a inimii și a vederii lui Hristos Logos întrupat. Te văd a Evea, Doamne, spune, adică vederea duhovnicească. Te aud clar cum mă binecuvintez direct, fără meditație, ci imediat, spontan, cu ineitate și adevăr actualizat. Simt prezența și adevărul tău în vigoare și mă bucur de înălțarea cuvântului ceresc la ceruri. Cuvinte cerești peste cuvinte cerești pe care a primit acest sfânt al lui Dumnezeu. Și spune clar, să-mi ajuți direct, Iisuse, că numai pentru tine, că pe tine te am și te iubesc. Nu mai împart cu nimeni iubirea mea și nu mă mai înducesc de nimic și de creatură. Deci vedeți la ce nivel de iubire a ajuns acest sfânt ierarh. De aceea, iubiți credincioși, nu putem să trecem fără să vă aducem în actualitate prasnicul bunei vestiri, pentru că mâine îl cinstim pe Nil Dorobanțu ca sfânt. Începând de astăzi, cu ora 15, a făcut și anunț pe pagina de Facebook, începe ziua liturgică de mâine, cu ceasul al 9-lea. Cinstim și sărbătorim duminica rânduită de biserică, dar pe lângă cele așezate de biserică, am îndrăsnit să vă conștientizăm ca să citiți din Sfântul Nil Dorobanțu, să spuneți Sfinte Ierarhie Nil Dorobanțu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, să ascultați sau să citiți acatistul închinatului care îl găsiți pe internet sau în format fizic aici la noi. Și, iubiți credincioși, începând cu ora 15, noi vă spunem, binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Și i-am îndemnat pe cei de pe pagina de Facebook să spună un amin. De ce? Pentru că aminul poporului întregește binecuvântarea preotului. Aminul poporului îi dă puterea să zică fie mie după cuvântul tău, să primească harul, să intre în lucrare și toți să ne închinăm unui sfânt pe care să-l rugăm să mijlocească pentru noi, și am pus și pomernicul cu toți implicați în această lucrare, toți să se pomenească pe toți, pentru că este nevoie de afirmare, de implicare, de participare, de comunitate, de comuniune, mai ales în ziua de astăzi să fim activi în biserică, iubiți credincioși, măcar prin gând, dacă nu putem totdeauna prin faptă. Vă explicăm lucrurile acestea, ca să înțelegeți că prin har, ca energie necreată a Duhului Sfânt, Bunul Dumnezeu lucrează totul în toate și în toți, în așa fel încât noi să fim părtași cu toate darurile primite prin biserică pentru mântuirea noastră. Este totul
în fața noastră, deasupra noastră, în inima noastră. Trebuie doar să credem, să vorbim cu Îngerul nostru păzitor care este în continuu lângă noi, să așteptăm să ce ne spune prin conștiință și să simțim voia lui Dumnezeu care se spune în inima noastră, să ne predăm în continuu în cele mărunte de zi cu zi, pentru că dacă spune mai marele, du-te și fă cu tare și tu ai făcut ascultare în cele simple, vei căpăta o simțire a inimii și a minții și a sufletului și spune și fă cu tare și cu tare părintele față de copii și acesta face ascultări mici, din ce în ce va găsi și va simți dulceața ascultării, nu se va împotrivi, nu va alunga harul și la nivele din ce în ce mai înalte, când va ajunge la măsuri duhovnicești, va simți care este adevărul și va alunga cu totul minciuna din orice înșelare. În vremurile de astăzi, iubiți credincioși, 666 înseamnă poftă fără de rațiune, mânie fără de rațiune și rațiune fără de Dumnezeu. Și după rațiune, dacă te iei, vei fi înșelat, dacă nu vei duce mintea în inimă și acolo să stai și să asculți cuvântul Îngerului care spune în continuu, ia-o în stânga și ia-o în dreapta, ca să te încadrezi după voia lui Dumnezeu în lumea aceasta învolburată. De aceea, plecând de la practicul împărătești al bunei vestiri, îndreptându-ne către sărbătoarea de mâine, vă îndemnăm pe toți, începând cu ora 15, să intrați într-o lucrare de priveghere. Chiar dacă nu poți, repet, să citești un acatist, stai în mașină sau mergând sau acolo unde ești tu și spune: Sfinte Ierarhie Nidorobanț, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi. Amin.